Iubiți ascultători, vă spunem un bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe pastorul și profesorul Emanuel Țundrea, cadru didactic în cadrul Universității Emanuel din Oradea. Cu această ocazie vreau să îl salut și să-i spun bun venit în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc postului. Mulțumesc tuturor ascultătorilor pentru oportunitatea de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu înaintea dumneavoastră. După cum este și denumirea emisiunii, căutăm să abordăm un subiect în ziua aceasta, în lumina Cuvântului, și vreau să dau posibilitatea invitatului să anunțe pasajul biblic de la care vom porni această discuție și de asemenea să anunț tematica, subiectul pe care îl avem în vedere în cadrul acestei misiuni. Mulțumesc! Subiectul pe care îl propun este ereditatea sau moștenirea pe care o lăsăm ca părinți copiilor noștri. Cred că este unul dintre cele mai importante aspecte din chemarea noastră ca părinți. Ca și punct de plecare, deși ne vom uita la această temă în mai multe exemple pe care Scriptura ni le prezintă, pentru început aș vrea să citim pasajul pe care îl notează Ezechiel în capitolul 18. Te rog. Haideți să citim împreună Ezechiel capitolul 18, primele 4 versete și ultimele 2 versete. Dumnezeu observă că în vremea aceea, în popor, s-a format o zicătoare. Zicătorile, așa cum și noi le observăm astăzi, sunt vorbe de înțelepciune, transmise prin viu grai, în înțelepciunea populară, lucruri pe care oamenii le observă de-a lungul mai multor ani sau mai multor generații, și Dumnezeu observă o asemenea zicătoare în vremea aceea în popor, și apoi am vrea să vedem felul în care Dumnezeu dă un răspuns la sau reacționează la ceea ce vorbeau oamenii. Ezechiel capitolul 18, așadar primele 4 versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și versetul 31. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Așadar, pasajul din Ezechiel pe care l-ai citit, vorbind despre această zicală atât de des întâlnită la vremea aceea în popor, și probabil că și astăzi oamenii își pun întrebarea dacă există o legătură între generații sau fiecare generație este oarecum de sine stătătoare și nu este influențată de generația precedentă. Ce ar vrea să transmită Cuvântul lui Dumnezeu referitor la aspectul acesta al eredității? Poate că ar fi bine să definim încă de la început la ce ne referim sau încotro ne planificăm să ne îndreptăm atunci când anunțăm această temă. Cred că zicătoarea aceasta o regăsim în diverse forme și în vremea noastră. Și cred că este ceva ce realmente se poate observa cu ochiul liber. Faptul că
noi ca și copii moștenim pe părinții noștri. Îmi amintesc prima zi când am ținut în brațe primul nou născut. I-am făcut poză, am trimis prietenilor și rudenilor și am observat ceva foarte interesant. Imediat ce mă apelau, primul lucru pe care îl spuneau erau felicitările. Însă, imediat mai apoi, fiecare încerca să spună pe cine seamănă. Seamănă pe mama, seamănă pe tata, are ochii de la bunicul cu tare, are nasul tău, are urechile cu tare, bărbioara seamănă cu... Interesant că e înscris în noi, când ne uităm la un copil, parcă e un automatism. Imediat ne gândim cu cine seamănă. În urmă cu, nu mai rețin câți ani, dar s-au câștigat multe premii Nobel, câțiva ani la rând, pentru medicină și toate s-au acordat în acest domeniu al geneticii, al studiului, decodificarea genomului uman și apoi mai multe studii în domeniul acesta. E foarte interesant că chiar articolele științifice scrise la un nivel mult peste ceea ce eu neav în pregătire în domeniul geneticii pot înțelege. Totuși, toate, dacă ar fi reduse, și n-aș vrea să simplific mult prea mult, dar simplificate sau reduse la un nivel, să zic, popular, toate comunică același lucru. Faptul că este o legătură genetică, se transmit foarte multe aspecte din părinți în copii. Dacă e anecdotic să vă spun, îmi amintesc învățătoarea unuia din copiii mei, unuia dintre copii, mi-a spus domnul Țundrea, este extraordinar de bun la matematică, ca și dumneavoastră. Și așa mi-a crescut inima, așa m-am simțit de lăudat, că într-adevăr mi-a plăcut matematica și cred a fost unul din punctele mele tari. Dar după aceea învățătoarea s-a uitat la mine și a spus, dar domnul Țundrea, scrie atât de urât, nicio caligrafie în scrisul lui, exact ca dumneavoastră. Așa m-a readus la cele smerite. Adevărul este că ne moștenesc copiii. Ne moștenesc și în cele ce, eu știu, spunem noi că ne-ar place, dar cred că unul din momentele de smerire a noastră ca părinți este când ne vedem și slăbiciunile în copiii noștri și ne vedem noi înșine. Bunoar, atât de des circulă expresia seamănă pe maică-sa sau seamănă pe taică-sa. Popular, de atâtea ori auzim despre un tânăr care, eu știu, are o performanță într-un anumit domeniu, eu știu, e bun la sport și imediat aud comentariul cuiva spunând, e, dar să-l fi văzut pe tatăl lui în tinerețe și el era foarte bun sportiv în... sau, eu știu, un tânăr care e foarte harnic, imediat, oh, da, părinții lui sunt oameni gospodari. Se face referire, ba chiar în momentul în care un copil nu urmează tiparul părinților. De exemplu, vine dintr-o familie, spunem noi, bună, manierată, educată și el este un tânăr sau un copil neciuplit sau nu e ceea ce trebuie. E interesant că imediat se naște reacția inversă. Măi, dar tu cu cine semeni? De ce ești așa? Ai tăi nu sunt așa. Sau, dacă este o familie de oameni care n-au fost ceea ce trebuia, nu știu, alcoolici, sau și-au ratat viața, sau oameni imorali, sau... Și copilul strălucește printr-un caracter frumos. Oamenii se miră. Oamenii se miră. Oamenii zic, uite măi, ce copil deosebit din... De ce? Pentru că așteptarea noastră naturală este că urmăm tiparul părinților. Și în sens negativ. Am auzit de atâtea ori, e ocoșă ca maică-sa. Sau e gospodar. Poate că e bine să definim cuvântul ocoș, că e un regionalism al nostru, al bănățenilor, da, al ardelenilor.
Și mă gândesc că mai sunt și neardeleni care urmăresc și nu înțeleg poate. Da, vă rog să mă iertați pentru expresiile mai populare pe care le-am spus. Le-am redat din zona în care slujesc pastoral și nu vreau să fiu foarte neacademic, dar ce încercam să spun este că la nivel popular descoperim. Descoperim faptul că moștenim. Dar interesant, nu moștenim doar aspecte fizice. Spuneam că imediat ce se naște un copil, toți își dau cu părerea cu cine seamănă. Știu că în cazul meu cineva a spus că și dinții seamănă cu străbunicul, că nici el n-avea dinți când s-a născut. Tot felul de glume. Însă e interesant că această ereditate merge dincolo, spuneam, de aspectul fizic. Merge și în partea de fel de a fi, de caracter. Eu aș adăuga, de exemplu, alături de situațiile prezentate, și oricum nu e o listă exhaustivă pe care noi o prezentăm, sigur, dar mă gândesc că uneori oamenii chiar își justifică anumite slăbiciuni, oarecum căutând să îndrepte atenția sau focalizarea principală nu asupra lor ca și responsabilitate, ci mai degrabă, păi eu sunt nervos că așa semăn cu tata, că și tata a fost așa. Sau, de exemplu, dacă cineva are probleme cu alcoolul, păi și tata a avut problema asta și bunicul a avut problema asta și oarecum n-are rost să îmi cereți responsabilitate sau că eu sunt de vină pentru că așa m-am născut, așa e firea mea. Da. Pastoral, am avut recent două situații care se încadrează exact la ceea ce spuneați. Una, privitor la aspectul nervilor, o familie tânără, frecvent conflicte, m-au chemat să discutăm și în urma întrebărilor pe care le-am pus, descoper că el, soțul, se descărca nervos foarte frecvent, după care lui trecea și nu mai înțelegea de ce soția rămâne rănită. Și încercând să-l întreb de ce are ieșirile acestea nervoase, răspunsul a fost exact acesta. Așa a fost și tata, așa suntem noi. Da, nouă ne trece. Îi sângele mai fierbinte în noi și... Exact, exact. Deci, cu alte cuvinte, se scuza cu moștenirea pe care o avea din familie și nu se considera responsabil. Am avut o altă situație în care doi tineri deosebiți, duhovnicești, credincioși, cu o mărturie bună, care și-au trăit tinerețea curat și frumos, au vrut să se căsătorească. Părinții fetei nu au fost de acord. Se uitau la băiat și spuneau, când m-au chemat să discutăm, spuneau, nu avem ce să-i reproșăm lui nimic. El e un băiat deosebit, nu zice nimic. Dar tatălui, mama lui, nu sunt ceea ce trebuie, nu sunt și așa va ajunge și el. Cu alte cuvinte, le era teamă să-și lase fiica să intre, dacă vreți, într-o familie în care ei vedeau o moștenire genetică sau o potențială moștenire genetică neplăcută. E un lucru la care oamenii se uită și e o realitate pe care o trăim în vremea noastră. Părinții au mâncat aguridă, copiilor uneori li se străpezesc dinții. Și atunci, cum ar trebui să înțelegem zicala aceasta? Ca având și adevăr în ea sau ca și cum Dumnezeu ar vrea să spună eu nu sunt de acord cu această zicală, este doar o zicală omenească? Eu categoric cred că ea s-a născut pe un fond de observație a realității cotidiene, a realității din societate. Și dacă n-ați voie, aș îndrăzni chiar să aduc două exemple chiar dinaintea nașterea acestei zicători, care cred că sunt sugestive și poate explică de ce sau cum de s-a putut naște o asemenea zicătoare în popor. Eu cred că Dumnezeu se uită la o realitate pe care nu o putem nega, dar vom vedea
dacă rămâneți împreună cu noi de-a lungul emisiunii, felul în care Dumnezeu dă răspuns sau caută o soluție pentru această problemă. Dacă deschideți împreună cu mine scripturile la Geneza, capitolul 9, avem un prim exemplu, un exemplu care pentru mine personal a însemnat foarte mult. Noe, cred că pentru fiecare copil, poate dacă ați de mici ați citit Biblia, ca și copii, Noe a fost un erou. Felul în care a fost credincios în vremea aceea și a trecut prin potop el și familia lui. Dar vă spun, pentru mine a devenit un erou și acum ca adult. Noe este tata a trei băieți, eu sunt tata a trei băieți și m-am uitat la felul în care omul acesta, ca tată, a reușit să-și trăiască atât de autentic credința lui cu Dumnezeu, încât trei băieți să urmeze credința tatălui. Și trei băieți, nu mici, ai mei sunt mici la momentul acesta. Trei băieți maturi, adulți, deja căsătoriți, fiecare dintre ei cu soțiile lor, și totuși într-o vreme în care nimeni, absolut nimeni pe toată suprafața pământului nu mai credea în Dumnezeu. Nimeni nu credea nebunia aceasta de profeție, de revelație pe care noi o aduce că va cădea apă din cer. Într-o vreme în care de 2000 de ani de când era istoria omenirii, niciodată n-a căzut vreun strop de apă să vină din aer de sus. Ei nu știau ce e ploaia. Nu știau ce e aia ploaie, nu era ceva, un concept definit la ei. Într-o asemenea vreme, Noe trăiește atât de autentic împreună cu Dumnezeul lui, încât toți trei băieții îl urmează credința tatălui. Nu îl consideră nebun, ci dimpotrivă și investesc toți banii, toate energiile, toate economiile în construcția unei imensități de arce, crezând că e adevărat ce i-a spus Dumnezeu lui tata. Ei, trec prin acea minune extraordinară, Dumnezeu îi salvează, rămân numai ei pe toată suprafața pământului și în Geneza 9, de la versetul 20, citim următoarele cuvinte. Noi a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Un lucru, un incident foarte trist în viața acestui om. Niciodată nu citim înainte că a făcut așa ceva, nici după. Dar un lucru clar, Noe se îmbată și se dă în spectacol. Eu aș împărți oamenii care beau în două categorii. Unii care când beau devin irascibili, devin violenți, devin răi, lovesc. Noi am avut în familia noastră pe cineva de genul acesta, un om cu o inimă ca și pâinea caldă. Deosebit, în momentul în care alcoolul intra în sânge, devenea irascibil, devenea nervos, devenea violent. Alții însă sunt de genul lui noi. Când beau, devin veseli. Devin, eu știu, doritori să întindă o horă, să ochiul de spectacol. Să se dea în spectacol rușinos. Ceva de genul acesta, din păcate, s-a întâmplat în viața lui Noe. Dar observați ce s-a întâmplat după. Spune Ham, acesta este unul din fiii lui Noe, cel mai mic. Și mai e aici o precizare. Tatălui Canaan, și rețineți această precizare, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui de afară. Atunci Sem și Iafet au luat manta, au pus-o pe umeri și din respect față de tatălui lor nici nu s-au uitat, l-au acoperit, l-au liniștit și s-a culcat, a venit dimineața. Versetul 24. Noe s-a trezit din amețeala vinului, a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr și a zis, blestemat să fie Canaan. Interesant, Canaan. Dar cel care a luat parte la rușinea tatălui a fost Ham, fiul lui. Ce descoperim însă este un fiu care se uită la tatălui și spune, dacă tata a băut și s-a distrat odată, distrez și eu. Și un nepot care se uită și spune, dacă și tata și bunicul, dar numele acesta de Canaan
Dacă ați citit Sfânta Scriptură, cred că vă este foarte cunoscut. Canaan este strămoșul, dacă vreți, unui popor care s-a născut din acest Canaan, o familie care descendenții lui au și fost numiți cananiți, a fost un popor atât de stricat, atât de imoral, încât este primul popor care îl determină pe Dumnezeu să poruncească poporului Israel când va merge și va cuceri țara, să-i nimicească cu desăvârșire. Și interesant, Dumnezeu spune să nimicească părinți și copii. Pe toți, deopotrivă. De unde a plecat totul? Un străbunic care a spus, mă distrez și eu odată. Bea un pahar. Face rău un pahar. Un fiu care s-a uitat la tata și a spus, interesant, s-a distrat tata. Ce seară interesant am avut. Un nepot care probabil a spus, merg mai departe. Și generații, exact ce spune zicătoarea aceasta, părinții au mâncat aguridă, copiilor li s-au strepezit dinții. Ajung niște cananiți atât de destrăbălați și atât de imorali, încât nici Dumnezeu n-a mai putut a trebuit să decreteze omorârea, uciderea întregului popor. Vedem această transmitere, dacă vreți, a unor slăbiciuni dintr-o generație în altă generație. Țin minte, tot pastoral, am fost într-o familie în care părinții erau foarte îngrijorați că băieții au luat-o pe calea aceasta a alcoolului. Și mergând în vizită, încercând, părinții fiind de la noi din biserică, încercând să discut cu copiii, am pus mai multe întrebări. Și una dintre întrebări a fost, când ai băut prima oară? Care a fost primul pahar? Și interesant, știți ce mi-a spus? Mi-a spus, tata mi-a dat un pahar de un vin fiert într-o iarnă. Și tatăl imediat, fiind de acolo, a sărit și a spus, a, nu, odată, era frig și am zis și eu că e bun și la sănătate, e bun și la asta și nu m-am îmbătat niciodată. Un pahar de vin fiert. Dar oare tata cât a băut una dată? Nu știu, el a spus că un pahar. Fiul a sărit el din nou în discuție și a spus, e, tată, tu rezici la un pahar, eu rezici la două. Și de aici a fost acea rostogolire care în câțiva ani de zile a dus la niște băieți alcoolici. Cu siguranță o să mai amintim și alte exemple din Scriptură, dar printre exemple aș mai introduce și anumite pasaje care aparent se bat cap în cap. Spun aparent pentru că eu cred și noi credem că Biblia nu se contrazice, ea se completează, dar sunt anumite pasaje care în aparență, în felul în care le urmărim la prima vedere, par a se contrazice în afirmațiile pe care le fac. De bună oară, Exod, capitolul 20, versetul 5. Face parte din pasajul cu cele 10 porunci. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. La prima citire pare puțin nedrept în felul în care am putea citi versetul acesta, ca și cum ar zice, dacă tata a făcut păcatul ăla, copilul va suporta consecințele păcatului săvârșit de tata. Noi am citit din Ezechiel 18 și partea finală a versetului 4 spune așa, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Adică ar vrea să spună, responsabilitatea pentru viața trăită este personală și în final fiecare om va da socoteală în dreptul lui.
înainte de a comenta aspectul acesta, eu aș mai citi și din Deuteronom 24, versetul 16, unde spune așa: să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți, fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Adică omul este responsabil personal. Ca și cum după 20 și ceva de ani cineva s-ar răsti la tata sau la mama sau la un părinte oarecare pentru prostiile care le face copilul. Și părintele ar spune, da, de ce mă întrebați pe mine că este major? Să dea el socoteală. Eu l-am educat, eu l-am crescut. Acum e mare, răspunde el. Da, cu tărie cred și sper să vă pot convinge în partea a doua a emisiunii, în care vom aduce soluția lui Dumnezeu la problemă, că Dumnezeu, cu tărie spun, cred că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Nici de cum nu pedepsește în copii nelegiuirea părinților. Dar când textul biblic spune că până la al treia sau chiar a patra generație sunt consecințe, eu cred că Dumnezeu vrea să ne responsabilizeze și Dumnezeu e foarte drept, e foarte realist, e foarte deschis cu noi în a ne conștientiza că alegerile noastre au efecte asupra generațiilor următoare. Una din cele mai cutremurătoare experiențe ce le-am trăit a fost să vizitez un orfelinat cu copii bolnavi de SIDA. În Năvodari, județul Constanța, este asemenea orfelinat special pentru copii bolnavi de SIDA. A fost extraordinar de tulburător pentru că mă uitam la niște copii condamnați la moarte, care în 4, 5, 8, 10 ani poate maxim trebuiau să moară. Din cauza cui? Din cauza unor păcate ale părinților. Eu cred că Dumnezeu, când spune că pedepsește nelegiuirea în copii până la a treia sau a patra generație, Dumnezeu vrea să ne responsabilizeze pe noi ca părinți, să înțelegem că lăsăm în urma noastră o moștenire și păcatul are consecințe. Păcatele noastre, alegerile noastre păcătoase au consecințe în ceea ce urmează. Dați-mi voie doar să vă citesc în cuvintele lui Ieremia, din plângerile lui Ieremia, capitolul 5, versetul 7. Spune așa: părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Adică părinții noștri care au ales să îl respingă pe Dumnezeu, să nu asculte de Dumnezeu, nu mai sunt, au murit. Iar noi acum suntem generația care mergem în robie. Sau în Evanghelie, de exemplu, când Domnul a fost condamnat la moarte, mulțimea a cerut, zice, sângele lui să cadă peste noi și copiii noștri. Da. Și dacă ne uităm la istoria lui Israel, s-a cam împlinit. Da. Ei, când Dumnezeu, de exemplu, reface legământul cu poporul, știți ce s-a întâmplat la Sinai, când Moise a stat pe munte, poporul a spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu că ne înfioară, lipsește Moise o perioadă, 40 de zile, ei spun ce s-a făcut și își fac un vițel nou. Și ies din legământ. Ei, revine Moise, mijlocește pentru ei și interesant cuvântul pe care îi spune Dumnezeu mai apoi lui Moise: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, citesc din Exod 34, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat de nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până la al treilea și al patrulea neam. E o realitate. Păcatele noastre au consecințe și copiii noștri s-ar putea să poarte din poveri, din condiții sociale, din probleme de sănătate, aspecte pe care le lăsăm noi dacă suntem părinți neînțelepți, sau binecuvântare.
Însă, din nou, aș vrea să subliniez aici bunătatea lui Dumnezeu. Spune că acele consecințe vor merge maxim 3-4 generații. Dar când vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, sau în Exod despre, în Exod 20, dar în Exod 34 despre dragostea lui Dumnezeu, spune până la al miilea neam. Și parcă văd un Dumnezeu care își dorește mult mai mult să binecuvinteze, să-și arate îndurarea. Înseamnă că efectele ascultării sunt mult mai puternici decât efectele neascultării. Dumnezeu dorește să binecuvinteze, parcă mult mai mult, decât nu dorește moartea păcătosului, spune în Ezechiel, ci mai degrabă e doritor să dea binecuvântare. Îndurarea lui se va întinde, spune, până la al miilea neam. Acum, pentru cei care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni, n-am vrea să privească subiectul acesta ca un fel de resemnare, ca și cum e vai de noi că dacă tata sau mama au făcut anumite lucruri, acum s-a cam terminat cu noi și avem de suportat, adică noi plătim chitanțele neachitate de părinți. Și eu aș îndrepta mai mult atenția și aș îndemna pe cei care ne urmăresc să se gândească cât de mult contează în fața lui Dumnezeu o viață trăită frumos. Că binecuvântările unei asemenea vieți nu sunt doar pentru omul în cauză, ci binecuvântările lui Dumnezeu trec dincolo de familia ta, peste copii, peste nepoți. Și dacă, de exemplu, când se naște un copil, copilul acela are de la mama, are de la tata, are de la bunici, are de la străbunici, are de la străbunici, deci moștenește genetic ceva de la multe generații. Ce ar însemna, de exemplu, generație după generație care să stea lângă Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu și să transmită, dacă spun așa, să nu forțăm expresia, genetic aceste binecuvântări mai departe? Sigur, sigur. Dați-mi voi să mai dau exemplu unei familii care are și parte negativă, are și parte pozitivă. Și aș vrea să ne uităm ca unii care, așa cum spuneam, vrem să dăm și speranță. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a deschis o cale prin care inima noastră poate fi transformată. Cred că vă este foarte cunoscut exemplul lui Avram, de asemenea un erou al credinței. Un om deosebit. Fiecare dintre noi, cred că ne-am uitat cu atât drag la credința acestui om care, fără să cunoască țara unde merge, e gata să renunțe la o mare civilizație și să pornească împreună cu Dumnezeul său. Dar interesant, Dumnezeu întotdeauna testează credința noastră. Și ajunge, odată ce Avram ajunge în țară, Dumnezeu reface legământul cu el. Iată ce spune în Geneza 12 cu 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Cu alte cuvinte, Avram își ia viața în propriile mâini și spune: am venit prin credință cu Dumnezeu până aici, dar e criză. E criză financiară, nu mai am ce să dau turmelor mele să supraviețuiască, viitorul familiei mele. Așa că, pentru o vreme, mă descurc eu și mă duc în Egipt. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Trăim o vreme în care nu era Organizația Națiunilor Unite, drepturilor omului, ambasade, să avem vreun drept sau... Mergeai și erai singur în eu știu, tribul acela sub conducerea care era. Și Avram își dă seama că, fiindcă soția lui era frumoasă, putea să fie omorât și Sara să meargă în haremul egiptenilor. Și iată ce plan pune la cale, versetul 13. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Acum eu v-aș întreba, Avram a mințit sau nu a mințit? Unii ar spune o minciună pe jumătate, un jumătate de adevăr, dar eu zic că și un jumătate de adevăr este tot o minciună întreagă. Da, aveți mare dreptate. Eu aș înclina să spun, n-a mințit, dar n-a spus tot adevărul. A spus, dacă vreți, așa cum a zis, jumătate de adevăr. Când într-un fel era sora... era sora lui.
Da. Așa că Avram spune, ascundem faptul că ești soția mea, spunem doar bucățica asta de adevăr. Și acum aș vrea să rog ascultătorii să noteze un lucru. La momentul în care Avram are această cădere în credința lui, nu avea copii. Isaac nu era născut. Isaac nu și-a văzut tatăl, eu știu, stresat și cu coloana frântă să cum să rezolve și criza să treacă financiară. Cu bine, da, problema aceea. Uitați, dacă deschideți la Geneza, între timp Avram se întoarce, își asumă lecția și nu-l mai trădează pe Dumnezeu. Dimpotrivă, e gata să meargă cu Dumnezeu până chiar la a-și sacrifica fiul, crezând că Dumnezeu îl va da înapoi. Dar mergând în generația, ne mutăm repede la generația următoare, Isaac. Geneza 26 spune așa. În țară a venit o foamete afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Interesant, Dumnezeu parcă are cam aceleași teste ale credinței pentru fiecare generație. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune, locuiește ca trăin în țara aceasta, eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta și reia Dumnezeu toate promisiunile pentru generația lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, te rog, Isaac, nu fă greșeala pe care a făcut-o tatăl tău. Rămâi aici, ai încredere că eu îți voi purta de grijă. Și versetul 6 citim. Astfel, Isaac a rămas la Gerar. Și parcă ne vine să spunem, ce bine, Isaac a trecut. Trece testul. Dar uitați ce spune versetul următor. Când îi puneau oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Parcă la Indigo. Copy-paste. Incredibil. Din nou spun, Isaac nu l-a văzut pe tatălui făcând asta. De data asta însă, Isaac minte. Nu mai pute. Da, era ceva rudenie îndepărtată din, eu știu, dar nici de cum soră cu el. Deja Isaac spune o minciună. Deci greșeala nu este doar repetată, este și amplificată. Și asta vreau să spun. În vremea în care trăim și nu aș vrea să atac alte televiziuni, dar multe posturi seculare promovează următoarea zicală. Fă ce vrei cu viața ta. Bucură-te de viață. Trăiește clipa. N-ați observat în câte reclame, în câte momente din acestea, dintre emisiuni sau dintre intermezzo, între diferite momente din emisie, transmit acest mesaj. Fă ce vrei cu viața ta. O viață o ai. Trăiește-o. Eu cred că este una dintre cele mai mari minciuni ale celui rău. Pentru că viața mea nu influențează doar, sau deciziile mele nu influențează doar viața mea, ci și ce se întâmplă după mine. Am cunoscut tineri care spun, care au fost prinși de problema pornografiei și spun, da, eu singur în camera mea, pe cine rănesc? Pe cine nu sunt nici căsătorit? Poate că atunci când mă însor o să-mi treacă sau... Și încerc să răspund, dragii mei, este una dintre cele mai mari înșelări. Pentru că aceste imagini, păcatul are influență și asupra generațiilor următoare. Acele imagini pe care le ai, acele lucruri imorale, se imprimă și creează un fel de a fi. O slăbiciune pe care mai apoi o transmit. Și să nu ne mirăm. N-am mulți ani, sunt încă tânăr, n-am mulți ani de pastorală, dar suficient cât să fi văzut lucruri transmise în generația următoare. În domeniul pornografiei și apoi generația următoare face un pas mai departe. Amplifică. Dacă ne uităm, am avut un caz, nu dau nume, nu dau situații, dar cineva care a vrut să scape de o amendă de poliție. Și crezând că eu am cunoștințe, m-a rugat, dacă nu știu eu să vorbesc cu nenea polițistul, să
nu îl amendeze. Să nu ia car permisul pentru că avea nevoie. M-am înfiorat când am primit o asemenea cerere și am spus, domnule, te rog să-ți primești pedeapsa și te rog să nu faci o asemenea nelegiuire. Este un act de corupție pe care este inacceptabil în asta. Și am încercat să-l implor, să discut serios cu el, să nu fac așa ceva. Dragii mei, dragi ascultători, n-au trecut 2 ani de zile și își căuta alte relații în poliție ca să-și scape fiul de pușcărie, de un caz penal. Pentru că fiul lui s-a uitat la tata și a spus, e, se descurcă tata. Și și-a permis mult mai mult. Nu sunt lucruri cu care să ne jucăm. Ereditatea are legile ei. Dacă ne uităm la exemplul acesta, exemplu continuă cu tremurător în generația lui Iacov. Acum, e adevărat, noi mergem repede, dar e vorba de 10 de ani de zile. De la Avram, 40 de ani mai târziu Isaac, 20 și ceva de ani mai târziu Iacov. Iacov însuși poartă numele de Iacov, înșelătorul, mincinosul. Vă dați seama că în această familie, deja în a treia generație, oamenii din jur se uită și spun, ăștia sunt niște mincinoși. E deja înscris în ei. El poartă numele de oameni care înșală. Pentru că tata a înșelat, bunicul a înșelat. Dar interesant ce a făcut Iacov. Din nou, a amplificat lucrurile. Iacov a spus, tata și bunicul au înșelat așa ca să scape cu viață dintr-o situație. Și văd pe mulți astăzi care spun, mituiesc polițistul, mituiesc pe nenea doctorul, eu știu, pentru că e chestie de viață și de moarte sau e chestie de să scap. Dar uitați-vă ce se întâmplă în generația următoare. Iacov spune, dacă e să câștig ceva, eu îl mint și pe tata socru, eu îl mint și pe tata. Eu îl mint și pe fratele meu. Și ajunge într-un cerc vicios în care, e adevărat, după aceea devine fugar și plătește și sunt consecințe, dar ajunge în toată viața lui să fie bazată pe minciună. Dacă ne uităm o generație mai încolo, lucrurile sunt deja dramatice. În Geneza, și interesant, Iacov premeditează totul. Nu avem timp acum, dar e foarte el, de fapt, devine expert pasajul. Da. În înșelătorie. El e un expert în asta. Ei, dacă vă uitați la Geneza, capitolul 37, tot ce s-a acumulat în familie și favoritism. Viața lui Isaac a fost favoritism între sau și favoritisme și în familia lui Iacov. Și în fiul lui Iacov au devenit atât de antipatici, atât de mult s-au urât unii pe alții, încât dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu, s-ar fi ajuns la crimă. Dumnezeu intervine și îl salvează pe Iosif. Dar și e vândut ca sclav. Dar ce credeți, băieții lui Iacov vor spune adevărul tatălui lor? Nici de cum. Minciuna e soluția în familia lor. Și interesant ce decid. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță a fratelui lor Iosif, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și parcă nu vine să cred. Iacov, expertul, cum spuneați în minciună, ajunge să fie păcălit văzând o haină. Aș zice, măi Iacov, în urmă cu ani de zile, tu ți-ai mințit tatăl, tot cu o haină, te-ai deghizat cu acele piei, ca să pari și tu păros ca și fratele tău și ți-ai păcălit tatăl. Ce sebeni, da, culegi mai târziu. Ani mai târziu, nu te prinzi, nu ți dai seama că o haină nu e suficientă dovadă. Nu e suficient, poate că e o minciună. Dar interesant, se cade în aceeași capcană. Nu există păcat perfect. Exact, asta încerc să le spun tuturor. Nu există un păcat care să nu aibă consecințe și cartea Proverbelor spune că în propriul laț cad cei care întind lațul altora. Din păcate, trebuie să ne oprim cu emisiunea aici, cu precizarea că vom continua în a doua parte, în următoarea emisiune, să dezbatem subiectul acesta. Subiect care, iată, are atâtea ramificații practice în viața de familie, dar și în viața de pastorație. Lucruri care se văd, cu care intrăm în tangență atunci când suntem implicați în această lucrare spirituală.
Sunt convins că în cadrul acestei emisiuni interesul celor care ne-au urmărit a fost trezit și sunt convins de asemenea că vor dori să vadă și ce are Dumnezeu de spus la aceste lucruri care se întâmplă din generație în generație. Pentru că ultimul cuvânt în problema aceasta încă nu s-a spus. De aceea, pentru moment, pentru această emisiune vreau să îți mulțumesc pentru prezență, pentru cuvântul împărtășit și chiar experiențele împărtășite și invităm telespectatorii să fie alături de noi și în următoarea emisiune, săptămâna următoare, aceea zi, aceeași oră, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu referitor la aceste legi ale eredității. Însă până atunci să avem grijă ce semănăm, pentru că vine vremea când vom secera. Și eu aș vrea să încurajez telespectatorii. Este fascinant felul în care Dumnezeu răspunde la această problemă reală cu care ne confruntăm și aș vrea să ne revedem și săptămâna viitoare. Așadar, rămas bun până următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, același subiect, vom avea același invitat și cu interes și bucurie vă așteptăm și data următoare.